Ok, deci bun, eu sunt Sebastian, iar astăzi vom reacționa la un update pe Clash Royale, așa că hai să-i dăm drumul. După ce-l vedem, o să-l analizăm mai detaliat. Ok, se bagă niște din astea noi, a Free Tower Skin, care deja s-a băgat, nu știu dacă știi. Stai, ce sunt astea? Collect all tower skins. Ok, și o să fie mai multe. O să fie... ce o să fie aici? Ceva nou pe Hogwarts? Da, deci știu că am zis mai întâi, îl vizionăm iar apoi, îl analizăm, dar na, oricum e scurt. Deci o să fie nou skin pe Hog Rider, ok. Deci o să bagi noi bannere, balance changes, ok. Work. Nu prea înțeleg ceea ce se întâmplă. Ok, deci o să fie noi nou sezonul pe, da, 24 ianuarie, decembrie. Ok, o să dau pe un 0.75, că nu prea am înțeles ce se întâmplă. Deci nou din ăsta pe tower... Mai multe, de fapt. Ok, ăla nu știu dacă este un caracter nou sau nu. Nu știu, că nu prea m-am jucat Clash Royale de mult timp. Spirit Joy in Santa Hog Rider. Deci o să fie un challenge pentru Santa Hog Rider, ok. Și o să fie noi emoturi și o să fie și cadouri pe hartă care te ajută. Deci, New Battle Banners. Ok, mă gândesc că astea nu o să fie gratis, trebuie să le dăm în loc. Ok, deci faza este că ăsta de aici este gratis, că l-am și eu. Opa. Balance Changes. Nu prea înțeleg ce zice aici. Rework? Coming soon? Două din astea noi? Sau stai, rework? Nu prea înțeleg. Atunci când ai o din aia nouă, poți dai switch între ele, am înțeles. Best Royal Rewards. Hai să vedem. Deci o să fie porcușorul ăla, emote-ul ăla, de fapt. Find out if you are naughty or nice. On December, ok. New season, play now. Ok, deci ăsta a fost episodul de azi. Am o părere bună. Na, asta e, pa, pa.